Numele meu este Roxana Stanciu și sunt director executiv al organizației European Dignity Watch. Suntem o organizație cu sediul în Bruxelles și valoarea fundamentală pentru care lucrăm este ideea demnității umane. Credem cu tărie că o societate democratică se bazează pe niște premise, libertățile fundamentale ale omului, dreptul la viață și familia. Și suntem activi la nivel european și promovăm aceste valori. Prin intermediul muncii noastre suntem în contact cu o rețea largă de europarlamentari și lideri ai societății civile la nivel european. Ceea ce pot să spun cu certitudine este faptul că colectarea a 3 milioane de semnături pentru susținerea revizuirii Constituției României a trimis un semnal puternic în Europa. Avem 40 de europarlamentari care au trimis o scrisoare politicienilor din România cerând organizarea referendumului pentru căsătorie cât mai repede cu putință și pe lângă acești 40 de europarlamentari avem și numeroși lideri ai societății civile din Europa, lideri ai unor organizații prestigioase de la nivel european care transmit același mesaj. Organizarea referendumului pentru căsătorie în România este necesară dacă vrem să respectăm principiile democratice. Cine a primit această scrisoare în România? Scrisoarea este foarte simplu de găsit, este online, a apărut și în presă. Dar a fost trimisă? A fost trimisă politicienilor României, președintelui, liderului Camerei Deputaților, Senatului, precum și celorlalți care sunt, desigur, implicați. De ce naționalitate sunt cei 40 de europarlamentari? Sunt de diverse naționalități și de diverse, fac parte din diverse grupuri politice. Avem persoane din Italia, din Croația, din Olanda. După cum am spus, scrisoarea este online și este foarte simplu de accesat, dar e important de menționat faptul că, după cum am spus, atât naționalitățile sunt diverse, cât și orientarea politică.